Bună ziua, bun găsit între prieteni! Să fie înalt, frumos, deștept, tandru, pasional, poate și potent financiar? Să fie frumoasă, inteligentă, gospodină, să aibă și o carieră de succes? Vă sunt cunoscute? Ei, cu toții avem o listă despre cum ar trebui să fie partenerul ideal. Dar cât de bine este să pornim în căutarea lui așa și cum ajunge să ne alegem? Discutăm astăzi cu frumoasa Cătălina Manole, actriță, trainer și relationship coach. Bun venit, Cătălina! Bine te-am găsit și îți mulțumesc de invitație și de ocazia de a discuta despre cum să ne alegem partenerul sau partenera perfect sau perfectă pentru noi. Spune-mi, te rog frumos, dacă vreodată ți-ai făcut cu o astfel de listă? Cred că foarte puțin dintre noi își fac lista asta, deși toți o avem undeva în cap, dar niciodată nu o scriem pe foaie. Și cred că ne-ar ajuta foarte mult dacă am face această listă să ne găsim partenerul potrivit pentru noi. Dar cum noi alegem mai la întâmplare, mai pe chimie, ajungem să dăm kix. Deci aici este cheia, da? Ia să vedem cum ne alegem de fapt partenerul. Pentru că întotdeauna nu este de natură emoțională alegerea, nu? Sau unii aleg și cu creierul? Foarte puțin aleg din punct de vedere rațional partenerul. Majoritatea îl alegem din punct de vedere chimic, al hormonilor. Adică mergând pe atracția sexuală, dacă există chimie între noi, ne îndreptăm către partenerul respectiv. Dar ce ar trebui să știm este că fluturașii aceia pe care îi simțim în stomac în momentul în care ne îndrăgostim nu sunt altceva decât să ne arate că există atracție sexuală, compatibilitate sexuală între cei doi. Și nu ar trebui să confundăm această atracție sexuală cu iubirea propriu-zisă, ceea ce se întâmplă de multe ori. Da, pe ei de multe ori simți acei fluturași în stomac și după ce trec niște luni, nu, de când i-ai simțit prima oară, e posibil să dispară și fluturașii și să dispară și atracția și ce rămâne în loc. Exact, asta în momentul în care confundăm iubirea cu îndrăgostirea, mai devreme sau mai târziu zicem că a dispărut ce simțeam la început, nu ne mai potrivim, nu ne mai dorim aceleași lucruri și lucrurile cumva se disipă de la sine. Dar dacă încă de la început suntem conștienți de faptul că, ok, suntem foarte atrași unul de celălalt, dar hai să vedem dincolo de această atracție, noi avem lucruri cu adevărat în comun, adică ne dorim amândoi o familie, ne dorim amândoi să călătorim, ne dorim amândoi, nu știu, același tip de job, adică unul lucrează prea mult, altul prea puțin, găsim compatibilitate și din punctul ăsta de vedere sau pe termen lung nu există toate acestea și mai devreme sau mai târziu oricum ne despărțim. Pentru că dacă bărbatul lucrează foarte mult sau oricare dintre cei doi, pentru că acum și femeile lucrează destul de mult, dacă oricare lucrează mai mult decât ar trebui sau decât îi se pare celuilalt că ar trebui, cumva se distanțează, simte că nu mai primește atenție, că nu mai este acolo cu copiii și cumva își găsește o portiță de ieșire. Dar când ar trebui discutate toate aceste lucruri? Că mă gândesc că dacă la primele întâlniri încep și îi trasezi așa, nu? Un viitor al relației și încep și le pui pe toate pe masă, așa s-ar putea să îl sperii sau să o sperii. Cum tratăm toate aceste lucruri? Cred că ar trebui discutate lejer, adică nu impuse. Eu îmi doresc 3 copii, eu îmi doresc ca în 5 luni să mă căsătoresc sau așa. Pur și simplu tu să discuți despre ce îți dorești tu pe termen lung. Eu îmi doresc ca la un moment dat să am o familie, să am copii sau nu, dimpotrivă. Cum văd eu iubirea, cum văd eu relația, care este premisa mea de a merge în viață, care este a ta. Adică ar trebui să discutăm lucrurile astea, dar lejer, fără a le impune celuilalt ca pe niște lucruri de bifat. Știi? Pentru că atunci deja te simți acolo doar să bifezi ceva și nu mai ești într-o relație de iubire. Dar ce greșeli suntem tentați să facem atunci când plecăm așa în căutarea partenerului, în afară de această listă? Exact. Noi avem tendința să considerăm că ne alegem în mod conștient partenerul de cuplu, ceea ce nu este deloc adevărat. Oamenii își aleg partenerul sau partenera de cuplu în funcție de ce au trăit ei în copilărie și de modelul pe care l-au văzut la părinți. Dacă tu ai văzut că relația dintre părinții tăi era una armonioasă, fericită, în care se zâmbea mult, toată lumea era în armonie, asta o să alegi și tu ca model de relație. Dar dacă, în schimb, tu vii dintr-o familie unde părinții tăi erau într-o continuă tensiune, unul, știu, poate avea diverse dependențe, jocuri de noroc, alcool și așa mai departe, în momentul în care crești, tu în mod conștient o să zici, eu nu o să-mi aleg niciodată un partener ca tata, care să ne neglijeze, care să se ducă în altă parte. Doar că de ceea ce fugi, de aia nu scapi, știi? Și îl vezi tu la prima întâlnire că e frumos, că ți acordă atenție, doar că îți dai seama că după ceva timp începe să ia din lucrurile pe care le avea tata și zici, dar cum de mi se întâmplă să aleg din nou și din nou același model? Și de multe ori oamenii folosesc și termenul că sunt blestemat sau blestemată, numai de genul ăsta de femei dau. Dar dacă tu, înainte de a căuta partenerul perfect pentru tine, ai căutat să-ți dai seama cine ești, de unde vii și cu ce background vii, ți-ar fi mult mai ușor să alegi cu adevărat ceea ce este potrivit. Și cum îți dai seama că ai făcut alegerea corectă?
Păi în momentul în care ești în armonie, dacă tu în relație de cuplu ești fericit, pui în balanță cât la sută din timpul petrecut în relație sunt fericit și cât la sută sunt tensionat, supărat și așa mai departe. Dacă partea de fericire este mai mult, dacă balanța atârnă spre partea cu fericire și împlinire și armonie, îți dai seama că ai făcut alegerea perfectă. Dar dacă, din potrivă, balanța se duce către tristerețe, frustrare, timp petrecut mai mult singur sau singură decât în compania celuilalt, deja nu este persoana potrivită ție. Și cred că ar trebui să ne ascultăm și corpul, nu? Să fim atenți la semnalele corpului. Pentru că uneori ai o senzație neplăcută în corp atunci când te gândești la persoana respectivă, nu? Sau, nu știu, ai o senzație de sufocare sau mai știu eu ce alte... Da, dar astea vin cumva și prin prisma ceea ce ai trăit tu până atunci. Dacă în spate tu ai avut niște relații care au fost niște experimente neplăcute, să zic așa, știu eu, poate ai avut un partener care era foarte gelos sau foarte posesiv sau din potrivă, care niciodată nu era acolo când aveai nevoie, e posibil ca și în relația aia următoare să simți sau să resimți aceleași lucruri, dar să nu fie la aceeași intensitate și tu să fugi când nu e cazul, să zici, eu nu mai ies cu persoana asta pentru că deja am mai trăit asta, știu unde duce. Pe când poate dacă ai sta și ți-ai analiza stările, de unde vin, de ce simt asta, ce aș putea face să nu mă mai simt în felul acesta, ar fi mult mai ușor să rezolvi. Dar uite, să zicem că ne-am ales partenerul potrivit, că ne simțim bine, că suntem în armonie, că nu avem astfel de stări și trec ani, da? Ei, se strică ceva la un moment dat, riști să strici ceva în relație, chiar dacă tu îl consideri ca fiind partenerul potrivit? Adică există acea dragoste până la adânci bătrâneți despre care vorbim? Există acea dragoste dacă o întreții. Pentru că tot timpul trebuie să luăm în considerare că noi suntem persoane vii, organisme vii, drept urmare și relația este la fel un organism viu care se schimbă în continuu. Și dacă noi nu rămânem la fel, e normal ca și relația și relaționarea dintre noi doi să se schimbe. De aceea este foarte important să ținem cont de relația aceasta în care ne aflăm, să țin cont de nevoile partenerului și partenerul de ale mele și să le împlinim pe cât putem. Adică să nu ne lăsăm pe ureche, știu eu, și să uităm unul de celălalt că suntem căsătoriți, ne-am găsit, ne-am luat și merge de la sine. Dar să zicem că ne-am dat seama că am ales așa un partener nepotrivit. Nu poți să te debarasezi așa, nu fără inimă de el. Cum faci? Cum faci? Niciodată nu spun ca oamenii să iasă din relație pentru că și-au dat ei seama că partenerul nu e potrivit. Întâi vezi dacă ai cu cine lucra, pentru că chiar dacă nu e partenerul potrivit în primă fază, poate persoana respectivă să aibă capacitatea de a se adapta. Doar că trebuie să vezi dacă ai și cu cine, pentru că dacă tu vii și propui, haide să mergem să cerem ajutor, pentru că eu am făcut tot ce ținea de mine, atât știu mai mult, nu pot să ajut în relația asta, hai să cerem ajutor. Și dacă celălalt niciodată nu este de acord și niciodată nu vrea și zice că dacă merge, merge, dacă nu, nu, e clar că nu ai cu cine lucra, dar dacă e o persoană care zice, da, ai dreptate, îmi dau seama că nu funcționează, hai să căutăm ajutor și... sau să facem noi tot ce ne stă în putință. Poate să citim o carte, să ne uităm la un podcast, să vorbim cu mama, cu tata, ce au făcut ei, cum au făcut să funcționeze atâția ani. Adică e important să vezi dacă ai cu cine lucra și dacă și celălalt își dorește ca relația să funcționeze. Crezi că femeile sunt mai idealiste așa atunci când vine vorba de alegerea partenerului? Cumva da, dar asta pentru că femeile în momentul în care își aleg partenerul trebuie să țină cont de faptul că or să crească și niște copii împreună. Majoritatea femeilor își doresc copii. Tocmai de aceea sunt mult mai selective în momentul în care își aleg un partener. Pentru că la bărbați e mai ușor, dar dacă îți alegi un partener care... nu lucrează, de exemplu, sau care cheltuie banii și cheltuie și pe ai tăi și pe al copiilor și așa mai departe, la un moment dat o să-ți dai seama că ești pe minus nu doar tu, dar și întreaga familie. De aceea e important să alegi un partener care, ok, poate nu are cea mai potentă situație financiară, dar care să fie acolo să te susțină în demersul tău și în demersul familiei. Să zicem așa, să ne gândim, există anumite perioade în care resimți mai acut nevoia de a-ți găsi un partener și aici mă gândesc așa, că la 20 de ani așa, ești tânără, ești vorba aceea plină de energie, ai toată lumea la picioarele tale, crezi că gata, ai avut acum o relație, n-a mers să-ți găsești alta și așa mai departe. Ajungi pe la 30 și ceva de ani, se schimbă prioritățile, poate vrei să te așezi și tu, vrei să faci un copil. Exact. Bun. Ajungem la 40, la 50. Hai să dăm așa câteva exemple și să analizăm aceste perioade, apropo de când ne alegem partenerii și cum resimțim nevoia de a alege. În primul rând, nu aș recomanda nimănui să-și aleagă partenerul la 20 de ani, pentru că tu la 20 de ani ești într-un fel. Ai anumite experiențe care sunt destul de limitate prin prisma faptului că ai doar 20 de ani și că nu ai de unde să ai atâta experiență la această vârstă. Pe când la 30 de ani poți să-l alegi mult mai clar. Ai trecut prin niște lucruri, ai învățat cum sunt oamenii, ai învățat ce ești tu, ce-ți dorești, cum să fie persoana din fața ta. Și e mult mai simplu să-ți dai seama ce-ți dorești și să
țină relația cu partenerul pe care îl alegi pe termen lung. Apoi, la 40 de ani, deja începe să bată ceasul biologic. Și mai ales, acolo pe noptieră. Da, mai ales la femei. Da. Dacă ești femeie, s-ar putea să te apuce o criză din asta existențială, că tu nu ai pe nimeni la vârsta asta. Sau... Sunt foarte multe femei, așa să știi, în jurul vârstei de 40 de ani, care intră în panică. Exact. Și își dau seama că până acum ce au făcut. Probabil că s-au concentrat asupra carierei, exact, și da, ce alte priorități sau au mai avut ele. Pur și simplu au ieșit dintr-o relație care a durat prea mult și care nu s-a concretizat în niciun fel în modul în care își doreau ele, să știu, cu o căsătorie sau cu o familie. Uh-huh. Și îți dai seama că ai stat 15-17 ani într-o relație care n-a dus nicăieri. Uh-huh. La 50 de ani cred că e un alt suflu. Mă gândesc că femeile la 50 de ani, după ce au trecut și de criza aceasta a vârstei a doua, cred că știu exact ce vor. Nu cred că mai bâjbuie. Știu exact ce vor, dar e posibil să devină foarte perfecționiste și să-și dorească un făt frumos pe cal alb, dar să uite că întâi trebuie să lucreze la ele. Și deja devii foarte pretențioasă în ceea ce îți dorești și faci selecție. Așa, asta nu-i bună, asta e prea cocoșată, asta are nasul prea mare, n-are suficienți bani și așa mai departe. Important este să ții cont de tine. Cum sunt eu? Ce pot eu oferi relației respective? Persoana din fața mea poate lucra? Putem lucra împreună? Putem fi doi coechipieri pe termen lung? Spune-mi dacă ai mai auzit expresia asta, nu mai sunt bărbații cum erau odată sau nu mai sunt femeile cum erau odată în jurul tău. Și de ce facem asta? Pentru că, în primul rând, noi nu avem de unde să știm cum erau bărbații odată, putem doar să auzim. Auzim de la bunica, de la mama, de la alte rude sau prietene mai în vârstă. Mai în vârstă, mai înțelepte. Mai înțelepte, da. Noi, pur și simplu, nu avem de unde să știm cum erau bărbații odată, știm doar prin prisma a ceea ce auzim. Tocmai de aceea, important este să te concentrezi pe ce ai acum, că și dacă rămâi prins în trecut cu ce era odată, e posibil să rămâi în depresie și să nu găsești niciodată pe nimeni, că nu sunt suficient de cavaleri, de afectuoși, de atenți, știu eu. Deci asta ar fi ok, să spunem așa, în momentul în care vrei să cauți un partener, să te lași deschis oportunităților, exact, să nu pleci la drum cu o imagine formată. Cutie. Exact, să nu te închizi într-o cutie, dar nici să nu uiți de valorile tale și de ce ai tu nevoie. Pentru că tu, dacă ești o persoană care pune foarte mare accent pe monogamie, de exemplu, e posibil să atragi o persoană care să nu fie cu aceleași principii, adică care pentru el să meargă din relație în relație, din partener în partener, nu este ceva greșit, ți se pare că e ok, un stil de viață. Uh-huh. Și dacă voi doi nu aveți principiul ăsta al monogamiei amândoi, normal că tu o să suferi în relația asta. Și pe lângă asta, este foarte important să ținem cont de niște lucruri care chiar trebuie să existe ca o relație să funcționeze pe termen lung. Dacă nu există, de exemplu, respect între cei doi parteneri, dacă tu nu-ți respecti partenerul, cum poți să respecti alegerile pe care le face? Sau să ceri să fii respectat. Așa este. Apreciere, susținere. Dacă, ok, noi ne iubim, suntem împreună, dar dacă eu nu te susțin niciodată în ceea ce faci, nu sunt acolo niciodată pentru tine, normal că o să te simți singur și abandonat în relația asta. Normal. Pe lângă asta, trebuie să fim prieteni foarte buni, pentru că alte persoane consideră că prietenia nu este necesară în relația de cuplu și că prieten poți să ai o prietenă, o colegă, o verișoară, o altă rudă. Și dacă voi doi nu sunteți prieteni, că era și vorba aceea, știi că partenerul, poate că îl mai înșel, poate că îl mai minți, poate că îi mai omiți unele lucruri, dar prietenul cel mai bun niciodată nu îl înșel, că este prietenul tău cel mai bun. De aceea e foarte important să fii prieten cu partenerul tău de cuplu. Poți vorbi orice, poți face orice împreună cu prietenul tău. Cătălina, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte, foarte plăcută și te aștept cu mare drag și data viitoare între prieteni să mai vorbim, ca mulțumesc între fete. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc mult.